Potrivit anchetatorilor, între societățile administrate de Carmen Alioane și Lucreția Pârvulescu a avut loc o serie de tranzacții financiare în perioada 2010-2012 în valoare de 10 de miliarde de lei vechi. Firma lui Carmen Alioane a încasat bani, dar a și plătit diverse sume către societatea Lucreției Pârvulescu. Oamenii legii susțin că tranzacțiile au avut loc fără documente justificative sau contracte, deși justificările menționate pe ordinele de plată întocmite fac referire la diferite numere de facturi care nu există în realitate. Carmen Alioane deține părți sociale la firmele Sintalex Impex și companii Cris Construct. În urmă cu o lună și jumătate, femeile de afaceri Aida Elena Prisacă, fosta soție a comisarului șef de poliție Vasile Purece și Carmen Alioane au fost reținute de către parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj sub acuzația de evaziune fiscală și spălare de bani, dar instanțele de judecată au decis cercetarea lor în stare de libertate. Alături de cele două a mai fost audiată în același dosar și Lucreția Pârvulescu, dar față de aceasta nu s-a luat atunci nicio măsură. Soțul acesteia, Dumitru Pârvulescu, este acum președintele Consiliului de Supraveghere al Transelectrica. Acesta a fost trimis în judecată pentru complicitate la abuz în serviciu în dosarul fostului primar al comunei Peștișan, Florin Pavel, și al senatorului Dian Popescu.